la portretul în mărime naturală al unui tânăr de o frumusețe extraordinară, iar în fața lui, pe un mic podium, stătea domnul Grey, însuși, nemișcat, cu aerul unui martir grec. În razele pieziște, care curgeau prin ușa deschisă, înconjurat de praful care dansa uit, artistul își privea opera de la distanță.
boala se întinsese pe tot corpul. Mai de mult, îi plăcea să vadă cum îmbătrânește.